Omul care a construit întreaga arhitectură, dar absolut întreaga arhitectură de comunicare în perioada Reichului nazist și care a influențat ce a făcut întreaga planetă să tresară, la modul cinstit, brand managerul ideologiei naziste a Partidului Național Socialist German și mai ales al lui Hitler, a fost un individ care era complexat vis a -vis de înălțime, era foarte educat și avea un deficit locomotoriu, avea un picior mai scurt și chiopătat este nimeni altul decât Iosef uh, Goebbels. Ceea ce este interesant și se poate vedea la nivel necolovial, la nivel uh, nescolastic, din stadion, din uh, trecerea trenului, din stația de tramvai, este faptul că el avea într-un fel o replica sa. Un băiat care se chema Iezov, în perioada în care Stalin își consolida puterea, nu era simplu nici lui în URSS, Nicolae Iejov, de origine evreiești, era tot scurt de un picior, tot șchiopăta, tot zelot, un individ extrem de crud, care a pus în operă doctrina terorii. La Vrentiberia, cel care venea după Iejov, era mai mult un om politic, era patronul KGB-ului, NKVD-ului de atunci, dar instrumentul de teroare și de forță a fost branduit de băiatul ăsta de Nicolai Iejov. Dacă vă uitați în uh, epocă, Iejov are foarte multe lucruri similare cu Goebbels. Goebbels îmbrăcat în piele, Iejov îmbrăcat în piele. Goebbels în uniformă, Iejov în uniformă. Goebbels a grea de Hitler, Iejov a grea Stalin. Stalin cu mustață, Hitler cu mustață. Iejov Ye retras, dar tenace, extrem de tenebros, brutalitatea lui Ejo fiind de natură fizică și sufletească, Goebbels cu o brutalitate pură, diafană, diabolică, sintetizată fiind cu rafinament și monstruozitate de Gestapo, de structura de forță insidioasă, civilizată, ei la secure aveau husă de piele, după cum povestește Sven Hassel, aveau o școală specială de tortură, aveau o, un fel de laborator de practică într-o închisoare Torgau, povestește tot Sven Hassel. Dacă vă duceți aminte de cei care de cei care au citit în perioada literatură lui Sven Hassel, de la Gestapo, Monte Cassino, închisarea OGPU și tot așa. Iejov era mai brutal, era mai direct, mai simplist și mai industrial, făcuse din povestea asta o chestie atât de crudă încât înspăimântase, ca și la naziști, întreaga structură de partid. Numai că aici e joviera tot dedicat liderului, până într-un moment când liderul a simțit nevoia să se lepede să-l aducă pe super Lavrenti Beria, individul extrem de uns și de pregătit pentru vremurile acelea, un tip teribil. Iar aici Goebbels și-a pus capăt zilelor împreună cu familia și cu soția. Marta Goebbels, soția, un nazist convins, fiind cea care practic și-a otrăvit cei șase copii. Parcă cinci fete și un băiat. Un lucru pe care despre Iejov nu pot să vi-l spun. Ceea ce este interesant este că vis-a-vis -vis de Iejov, Goebbels, există un omolog în ziua de astăzi. Omologul ăsta este alături de un similar. Un clovn și un amator, care la un moment dat fac exact ceea ce practică în istorie apărut de-a lungul timpului, sub standardele unor indivizi de mai mare în condițiile unor aparate cu mult mai organizate, mai brutale și mai înspăimântătoare. De ce lipsește în uh, situația de astăzi clovnului puterea la modul la care să devină cu adevărat brutal? Pentru că poate el în esență la nivel de personalitate nu agrează chestia asta, dar serviciile îl împing în situația de a o face. Poate pentru că el este un tip rafinat și este un hai să-i spunem boemuns cu boicil în toate părțile corpului pentru a putea fi și penetrat. Dar în esență, el este și conștient de jocul pe care îl face, își plătește factura vis-a-vis -vis de ceea ce este agățat, este sluga și victima unor structuri politice de informații. Așa după cum a fost și Iejov, așa după cum a fost și Goebbels. Este interesant faptul că, uitați-vă, structura, configurația craniană, coafura, atitudinea, postura, gesturile, atât la Goebbels cât și la Iejov, sunt similare, ca și starea de atitudine. Și aici, Uitați-vă cât a servit este noul promotor de talia lui Goebbels, de talia lui Ejov, în compania unui individ cu deprinderi suficient de naziste. Oare cât ar face Ludovic Orban dacă ar fi pus în postura de a avea putere? Cât rău! Oare până unde s-ar duce și ce ar obține? gândindu-te la faptul că în istorie există precedente și asemănări. Gândiți-vă la Goebbels, gândiți-vă la Iezov, priviții, ochi pironitor, siguranță de sine, zelot mândru, căuzaș, om cu făclei ideologiei, atât la Iezov, cât și la Goebbels, cât și la Ludovic. Trăim condițiile dramatice la repetiției istoriei, ori dacă repetăm istoria, înseamnă că îi repetăm greșelile. O dacă îi repetăm greșelile, să știți că avem, la un moment dat, posibilitatea de a trăi aceleași drame. Ar trebui să reflectăm asupra.